Florin Câțu susține că documentul privind programul Anghel Salini ar fi ajuns pe masa lui Stelian Ion pe 17 august. Fostul ministru al Justiției spune însă că premierul vrea să distragă atenția de la abuzurile pe care le-a comis și că la el nu a ajuns în niciun caz documentația completă pentru acest program de investiții. Vreau să vă aduc un singur detaliu care n-a fost prezentat în spațiu public, să-l prezint. În 17-a, Direcția de Specialitate a pregătit o adresă de răspuns, adică a avizat proiectul care ajunsese la Ministerul Justiției, adresă care a rămas la cabinetul ministrului. Nu a fost niciodată semnată. Eu aș vrea ca cei care se ocupă să vadă dacă acesta este un abuz de funcție, să investigheze această situație, să vadă dacă nu cumva acest proiect a fost reținut sau a fost pus să fie reținut intenționat. Reacția lui Stelian Ion a venit câteva ore mai târziu pe Facebook. Florin Câțu încearcă să abată atenția de la ilegalitățile pe care le fac el și executanții lui, cerând printr-un discurs caragialesc să fiu anchetat pentru abuz în funcție, pentru că nu aș fi dat un aviz pe o documentație incompletă pentru o hoție de proporții. Cât timp am fost în funcție la Ministerul Justiției, nu a fost trimisă documentația finală, având toate celelalte avize privind PNDL 3, hoția lui Florin Câțu. Deci nu aveam ce să avizez. Amenințările lui Florin Câțu cu investigații legate de modul de avizare a proiectului de sifonare a banilor publici PNDL 3 arată nesiguranță și necunoașterea legii și pierderea justei măsuri, a scris Stelian Ion.